De ce credeți că românii sunt temerari privind investițiile viitoare? Nu prea mai au încredere în cei de la putere și probabil din cauza asta. Și observă că nu prea înaintăm, ci mai mult regresăm. Care ar fi domeniile în care totuși am avea succes? Nu știu, acum depinde de fiecare om în parte. Dumneavoastră ați face sau sunteți temerari? Ați face investiții sau... Depinde, nu știu, încă nu m-am gândit la lucrul acesta. Bine, mulțumesc, mă ajută. Sunt cum? Temerari. Nu știu să zic. Nu știți ce înseamnă temerari? Acum nu-mi vine pe moment. N-ați auzit niciodată cuvântul acesta? Da, m-am auzit, dar nu, acum nu-mi dau seama. Cam ce are înseamnă? Prea, dar nu o dați asta, dar dacă o dați, vă supăr. Păi... Nu știu. Nu, deci nu acum nu, nu. Mulțumim. Slabe investiții, dacă nu au putere financiară, n-au ce investi. De ce credeți totuși că ei sunt temerari și o fi având vreo influență străinătatea politicienii? Față de puterea de cumpărare aici în străinătate, dacă muncești și echivalezi banii, să vede un pic. Numai că trebuie să muncești din greu dincolo. Deci de asta ar fi cauza pentru... Și degeaba ai salar, că plătești factură în alta și nu-ți mai rămâne nimic de pus deoparte. În schimb, vechiul regim avea un salar fix, mai puteai pune 2, 3, 400 de lei deoparte. Și nu se schimbau prețurile și fluctuația asta de prețuri și schimbări. Din cauza atâtor impozite, taxe, cheltuieli. Deci de aceea ei decid să o facă sau să nu facă investiții, nu? Bazându-se pe asta, nu? Credeți că ar trebui modificat ceva cu privire la legile respective? Ar trebui să... Să ofere la oameni mai mult, mai... Ar fi mai temerari în străinătate decât în țară sau mai puțin temerari? Nu știu. Temerari înseamnă cu totul altceva, nicio legătură cu investițiile viitor. În sensul că sunt curajos să facă investiții în viitor. Nu știu. Care nu credeți? S-a schimbat ceva? Nimic. Ați putea să ne explicați așa mai pe larg puțin? Pot să vă explic, dacă nu se poate. În țara asta nu se poate face nimic. Atâta vreme când nu te ajută nimeni, de unul singur, nimeni nu se riscă pentru că e frică. Deci dumneavoastră spuneți că nu sunt temerari sau nu. Sunt temerari? Nu. Nu sunt temerari. Nu.